Sunt Ion Băbără, SRL Valea Sofiei, sat Sofia, raionul Drochea, Republica Moldova. Ferma noastră dispune de 2800 de hectare, dintre care avem de prima grupă grâu în jurul la 850-900 de hectare, orz de toamnă 150 de hectare, recoltăm și rapiță undeva în jurul la 200-250 de hectare. Floarea soarelui în jurul la 350-400 de hectare, porumb avem undeva în jurul la 400 de hectare, lucrăm de ani de rândul cu Corteva. Aș socoti că e o fermă de nădejde, care de mulți ani procurăm de la dânsa sămânțe diferite, adică și de floarea soarelui și de porumb. Aș spune că anul 2023, care am avut o legătură strânsă cu firma Corteva, pentru boli am folosit verbenul. Am observat că bolile care sunt la noi pe teritoriu mai bine le-au lecuit verbenul față de celelalte fungicide care până acum le-am folosit. Și de aceea ne gândim că în viitor să mărim această suprafață. Socotim că este un partener de nădejde și sporul de producție tot s-a mărit, fiindcă nu a fost de două ori stresată cultura, totodată s-a văzut și la roadă că s-a crescut cu un procent oricare numărul de boabe pe spic. Unii erau 10, aici erau 11-12, adică am văzut o roadă sporită la acest câmp care a fost stropit cu verbe. Asta pe noi ne-a uimit, socotim că în anul 2024 ne va spori și aici cumpărările la aceste fungicide. Ne gândim că pe anul viitor să folosim impactul care tot e un produs la Corteva ca să ne convingem și cu acest produs și la colegi, încă o dată aș spune, ca să fac și ei ca o experiment produsele Cortevii care o să convingă și o să ne întâlnim și o să discutăm în viitor de produsele împreună.